Rata șomajului din județ în vizorul autorităților. Instituția prefectului Mehedinți va monitoriza cotele șomajului, având în vedere că județul nostru se află pe primele poziții la nivel național când este vorba de numărul de șomeri. Situația nu pare să se îmbunătățească nici pe viitor. Din contră, reprezentanții Hidroself și Hidroelectrica anunță noi valuri de concedieri masive în județ. La sfârșitul lunii aprilie 2016, în evidențele AJOFM Mehedinți erau înregistrați un număr total de 12.084 șomeri, ceea ce corespunde unei rate a șomajului în județul nostru de 10,54%. Din totalul de 12.064 șomeri înregistrați, din care 4.705 sunt femei, 2.889 sunt șomeri indemnizați, ceea ce reprezintă un procent de 23,91%, și 9.195 sunt șomeri neindemnizați. Din păcate, va trebui să vă anunț că de la București am fost anunțați că atât Hidroelectrica, cât și Hidroservul vor mai face un val de concedieri. Deci, sucursala Hidrocentrale Forțe de Fier și Hidroserv Forțe de Fier vor fi din nou afectate de concedieri, după ce și așa din județul nostru au plecat de la Hidroserv și de la Hidroelectrica un număr de peste 500 de oameni în ultimii 2 ani. 6-700, cred că sunt în total. Soluția pe care autoritățile o văd pentru reducerea ratei șomajului este aceea a atragerii de investitori, însă și aici se pare că ar fi o problemă. Destul de mulți investitori se plâng că le sunt refuzate investițiile pe raza județului Mehedinți ca urmare a indolenței autorităților publice locale. În acest context, instituția prefectului promită supravegherea procesului de atragere a investitorilor la primăriile din județ. Din păcate, alternăm. Suntem pe ultimul loc, unde este Telormanul, Vasluiu, noi, din păcate, suntem în coada clasamentului, să spun așa. Cred eu că o implicare mult, mult mai, pun accentul pe mult, mai puternică a factorilor decidenți, mă refer politic, în primul rând, consensul să primeze între ei, pentru ca să poată să atragă investitori. Numai prin investitori putem să scădem această rată a șomajului, care afectează, în primul rând, pe noi și economia județului. Din păcate, investitorii când vin se adresează primăriei, unde vor să investească, OAT-ului respectiv. Primăria trebuie să acorde niște facilități, eu știu, taxe, impozite. Noi nu putem ști exact ce se discută în acele momente, dar evident putem să încercăm să monitorizăm ce se întâmplă acolo și dacă putem, la nivel de, eu știu, guvern, de ministere, putem acționa și putem ajuta primăriile ca să poată să-i atragă pe acești investitori. Cu toate că șomajul din județ continuă să se mențină la cote alarmante, reprezentanții AJOFM susțin că rata șomajului a scăzut la finele lunii aprilie cu 0,6% față de aceeași perioadă a lunii martie.